Trei persoane au rămas încarcerate între fiarele a două mașini după ce acestea s-au ciocnit violent. Evenimentul a avut loc aseară în jurul orei 17, puțin după lăsarea întunericului. Pompierii de la ISU Dobrogea au intervenit la fața locului cu două auto speciale, una pentru descarcerare și una pentru stingerea incendiilor. Au mai fost solicitate un echipaj SMURD cu medic, precum și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Însă până la venirea acestora, victimele au fost deja scoase din mașini. În urma evaluării făcute de medici asupra persoanelor implicate, una singură a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri de specialitate. Șoferul care a provocat accidentul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme. Din fericire, este conștient. În accident au fost implicate două mașini și un microbuz plin cu oameni, iar momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord aflată într-o mașină care se afla în spatele microbuzului. Șoferul uneia dintre mașini care venea dinspre Mihail Cogălnicianu a făcut o manevră greșită, putem spune. El a vrut să întoarcă mașina exact pe pod, în condiții de noapte și trafic aglomerat. Se pare că șoferul nu a fost prea inspirat când a luat această decizie. A fost lovit exact în momentul în care a ajuns pe banda 2 de un autoturism marca Dacia, care circula normal dinspre Lumina spre Ovidiu. În urma impactului, mașinile au fost proiectate în microbuzul care venea din sens opus. Din cauza accidentului, cozile de mașini au depășit câțiva kilometri, iar traficul a fost îngreunat timp de câteva ore. În urma testării cu aparatul etilotest, a reieșit că șoferul Loganului se afla sub influența alcoolului. Polițiștii urmează să deschidă o anchetă pentru elucidarea cauzelor producerii accidentului.